Doar 2 săptămâni ne mai despart de o nou sezon al emisiunii Opriți Timpul. În fiecare duminică vă veți bucura de prezența Tarafului Cleante. Diana Matei și Marian Cleante ne-au primit în casa lor și ne-au prezentat cartea de vizită pe care scrie muzică lăutărească, jazz, folclor, cafe-concert, pop-dance, rock, cover-uri, genuri care i-au consacrat de 17 ani. Îi puteți urmări în fiecare duminică de la ora 13 la Național TV. Taraful Cleante o să fie alături de Corina Chiriac și de noul moderator al emisiunii, pentru că alături de Corina va fi și spumosul Adrian Nenache. Nu putem să-i spunem decât spumos, pentru că chiar așa este. Sezon nou, invitați excepționali, vă pregătim și o ediție de Paște de pomină, așa cum trebuie și cum... Cu multe năzbâtii, cum numai echipa de la Opris Timpul vă poate pregăti. O să abordăm multe stiluri muzicale, cum am obișnuit de fapt, noi ca și Taraful Cleante împreună cu Diana Matei. Buna dispoziție și atmosfera plăcută pe care o creează este întreținută cu profesionalism de membrii echipei. Experiența acumulată de-a lungul timpului îi face să interacționeze foarte bine cu publicul. Oamenii la petrecerile la care noi mergem chiar se distrează. Chiar se distrează și puteți să faceți un research așa. Mai lăsați-mă pe mine că sunt modest. Extraordinar. Se distrează. Suntem atât de buni noi, eu modest, suntem atât de buni încât chiar lumea se distrează. O petrecere, indiferent unde mergi, o petrecere, în momentul în care lumea dansează, e o petrecere reușită. Important este să iei pulsul, știi, când mergi undeva. Eu nu fac un playlist de acasă, întotdeauna urmăresc sala, urmăresc publicul, văd cam ce se întâmplă și îmi dau seama după prima melodie cam care este direcția. Instrumentele clasice care definesc un taraf asociate cu instrumentele moderne fac savuroase spectacolele lor. Astfel, Taraful Cleante abordează stiluri muzicale variate. Cine ar fi crezut că, virgulă, trupa fenomenală Cleante, cu care sunteți obișnuiți să cânte la toate petrecerile, va putea interpreta, de exemplu, AC/DC, că sunt idolii mei și ai lui Cristi. Crezi că ar putea să cânte AC/DC Cleante? Cristi, tu crezi? Bă! Diana Matei și Marian Cleante reușesc să impresioneze prin show-uri de excepție. Ca în orice altă profesie, munca și seriozitatea sunt pe primul plan. Oamenii au primit foarte bine. Noi când ne-am branduit, când am început efectiv proiectul Ofce Dor Ce Chinșejale, am venit cu o fuziune. Ofce Dor a fost practic muzică lăutărească, muzică, chiar și muzică populară, avem și câteva piese populare, dar cu predilecție muzică lăutărească pe ritmuri moderne. Oamenii au primit foarte frumos, pentru că am îmbrăcat o imagine foarte frumoasă, am venit cu ceva foarte fresh, puțin mai actual, cu piesele vechi nemuritoare, pentru că oamenii se vor regăsi întotdeauna în muzica părinților, muzica bunicilor, cumva e o chestiune de nostalgie. Certurile și respectul, spun ei, sunt ingredientele din rețeta de succes a carierei lor. Diana Matei și Marian Cleante lucrează de 2 ani la proiectul Babilonia și pregătesc mai multe piese și multe surprize pentru fanilor pe care le vor concretiza într-un musical. Suntem contemporani cu Taraful Cleante, senzațională dragă, familie! Ianis, dragă, ești absolut adorabil. Marian, cred că ai o jucărie extraordinară. Cam bravo. Așa se întâmplă lucrurile în familia noastră, cu cântec! Și la propriu și la figură. Ionel Fieruță la nai. Aplauze! Ștefan Stoica, soțul fiicei mele Ștefania la saxofon, Marian Burtea la acordeon, Mădălin Riță, chitară bas,
Dragoș Postolache la clape, Liviu Berdea la tobe, Leonardo pe percuție și George Ciolac Nes la sambal. Să